Hei, hei, cât de cald este afară! Aș fiu. Și ce soare! A venit iarna? Da! Este foarte frig, așa că ne-am îmbrăcat ca să nu se răcească corpul! Saluti! Fruti! Fruti! Bine v-am găsit la un nou episod! În care aflăm tot felul de... chestii! Și curiozități! Da! Astăzi vorbim despre... cald și... frig! Mersi! Doare cum ar fi să vezi o gheață care arde și ia foc? N-ai văzut? Dar să știi că există. Există pe o planetă numită Kinkirinkis. Da! Vă spun eu, pe planeta Kinkirinkis există! Dar dacă tot e frig și dacă tot a înghețat apa, eu zic să mergem la patinoar. Da! Yeah! Kinkirinkis! Unde mergi când este frig? Mă duc și mă dau pe stele! Fac snowboard pe stele! Ah! Da! Și tu? Woo! Ce tare! Dacă ne îmbrăcăm prea gros, ne face ca și dacă ne îmbrăcăm doar cu un tricou și doar cu pantalon, e foarte frig. Pentru că zăpada e rece. Pentru că e iarnă. Pentru că nu mai este zăpadă și este soare. Și da, dacă e frig afară, o să ne fie foarte, foarte frig. Și dacă e foarte cald afară, ca la mare, o să ne fie foarte cald. Că vine soarele. Pentru că e frig. Kinkirinkis. Nu te-ai gândit vreodată dacă ai cumva niște senzori sub piele? Ce înseamnă senzori? Senzori sunt niște aparate care anunță creierul că corpul este undeva unde e frig. No. Dar să știi că așa funcționează. Hai să aflăm de la curiosul curioșilor cum stă de fapt treaba cu frig și cald. Sub piele, avem niște senzori pentru căldură și pentru frig, care ne anunță că suntem expuși la o anumită temperatură, mai caldă sau mai rece. Ca să supraviețuim, noi avem nevoie ca temperatura corpului să rămână constantă, adică nici prea frig, dar nici prea cald. Și atunci, de ce transpirăm când este cald? Păi, cu ajutorul transpirației, corpul produce răcirea organismului. Transpirația, în mare parte, e formată din apă, sare și niște minerale. Vara, când este foarte cald, mențineți corpul la o temperatură plăcută, consumând apă și evitând în mod direct contactul cu soarele. Ok, am înțeles cum e cu căldura, dar acum oare de ce tremurăm de frig? Tremuratul este foarte important, el reprezentând mecanismul prin care corpul nostru își păstrează temperatura optimă. Receptorii de sub piele transmit această informație către creier, care știe că trebuie să ia măsuri și le semnalează acest lucru mușchilor, care se contractă și se relaxează cu rapiditate, producând ceea ce noi numim tremurături. La un moment dat, încep să ne clănțăne și dinții, pentru că și mușchii de la nivelul feței lucrează la fel de intens, mișcând maxilarele. De aceea, când este frig afară și noi suntem activi, adică alergăm sau ne jucăm, nu simțim frigul pentru că mișcările pe care le facem produc căldura în corpul nostru. Totuși, când este iarnă, este foarte important să protejăm corpul îmbrăcându-ne gros. Ah, da, și nu uitați să purtați căciulă pentru că prin cap iese prima dată căldura din corp. Ok, deci am aflat cum este cu frigul și cu căldura. Deci sub piele avem niște senzori, da, și senzorii ne anunță dacă afară este frig sau cald. Cum arăt? Drăguț. O curiozitate, dacă aveți la noi pe canal, o să o vedeți.